Da. Facem dacă două cărți funciare și da, nu. Deci, una între la toate comisii locale, una la... Și îngemați, până la urmă ce facem? Capelă sau biserică? Da, biserică, să fac biserică ce dorești. Vedem cum ne recurgem, că deja zice el că s-a discutat cu protoieria și protoieria i-ar fi propus să facă biserică. Că e mai greu să obținem aprobări, că e așa... Capelă? Nu, nu, biserică. Capelă poate să rămână biserică vechi. Și ea să rămână așa. Că dacă face... Deci este foarte corect, cum și logic. Dar cum e mădane să facem biserică? Cât o costă o biserică? Păi, asta vrem și... Deocamdată ne trebuie terenul. Terenul e a primăriei, da? Orice proiect, te ia la bază, dacă ai... Terenul îl plătește primăria, sau cum? Primăria este o bucată, iar restul este la trei moșenitori, care au venit 500 de milioane vechi, nu? Sau 700 au început. Acum 7. Așa mă ceva mie. Deocamdată. Deocamdată e de 5. La licitație. Da. Îți manifesti dorința de a face... Da? Da, îi spui... Nu, da, îți manifesti dorința să faci paștere. Nu, cocoșul aduci la mine. Nu, domnul Culea, nici n-am cocoș, nu-i dau cocoș. Domnul primar e foarte aproape de biserică. Da. De ce oare? Păi vrea să spune. Chemarea. Fac anul 160. Educația, tradiția, familia. Da, da. Foarte importantă. Foarte importantă, dacă nu ar fi fost din familie și ar fi căzut în problema asta, acum nu ar avea deschidere. Am auzit o biserică frumoasă la Gheorghen, pe care o reabilitează. Am reabilitat deja, o biserică la Mărgineni. La Mărgineni? La Mărgineni. Da. Este aproape gata, urmează să-i faci, să o uităm, ca să zic așa, poate să mai aștepte, să așeze pereții. Și acum vrem să ne apucăm de biserica de stâlp, care este mult mai deteriorată, dar este declarată în moment istoric. Și o procedură foarte greoa, am înțeles, domnule primar. Dar nu vă lăsați. Nu se mai poate. Noi vă dorim succes presa să faceți lucruri bune aici în Ciocănești.